Bună ziua, dragii mei! Vă propun să rezolvăm o problemă din testul 6 de antrenament pentru evaluarea națională la clasa 8-a. Cunoștințele necesare pentru rezolvarea acestei probleme sunt la nivelul clasei a 6-a. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Cei doi copii ne însoțesc pe parcursul acestui material. Iată și textul problemei. Laura cheltuiește o sumă de bani în 3 zile. În prima zi cheltuiește 1 supra 2 din sumă, în a doua zi cheltuiește 1 supra 3 din suma rămasă, iar în a treia zi cheltuiește restul de 100 de lei. Prima cerință, verifică dacă Laura cheltuiește în prima zi mai mult decât cheltuiește în a doua zi. Justifică răspunsul dat. Să vedem cum rezolvăm. Să notăm cu X suma de bani pe care o are Laura la început. Atunci, în prima zi, Laura cheltuiește 1 supra 2, adică jumătate din sumă, adică 1 pe 2 din X, care este egal cu 1 supra 2 înmulțit cu X. În ziua a doua cheltuiește o treime din suma rămasă. Haideți întâi să calculăm restul, care va fi toată suma X minus cât a cheltuit în prima zi, adică 1 pe 2 din X. Ca să scădem, aducem la același numitor, amplificăm cu 2 și o să avem 2 supra 2X minus 1 supra 2X egal cu 1 supra 2X, deci cealaltă jumătate de sumă. În ziua a doua, Laura cheltuiește o treime, deci 1 supra 3 din rest, adică din 1 supra 2 ori x, egal cu 1 supra 3 înmulțit cu 1 pe 2 x. Efectuând înmulțirea, obținem 1 supra 6 ori x. Trebuie să verificăm dacă suma cheltuită în prima zi este mai mare decât suma cheltuită în ziua a doua. Deci, 1 supra 2 ori x, cât a cheltuit Laura în prima zi, față de 1 supra 6 ori x, este mai mare dacă relația aceasta o împărțim cu x, care este suma de bani care e diferită de 0, normal, atunci 1 supra 2 este mai mare decât 1 pe 6, care propoziție este adevărată, deci înseamnă că da, Laura a cheltuit în prima zi mai mult decât a cheltuit în ziua a doua. Următoarea cerință este, determină ce sumă a cheltuit Laura în cele 3 zile. Știm că în prima zi, Laura a cheltuit 1 supra 2 din x, deci înmulțit cu x. În a doua zi, a cheltuit 1 supra 6 ori x. Iar în a treia zi, problema ne spune că a cheltuit 100 de lei. Dar în total, Laura a cheltuit x lei. Deci avem ecuația 1 supra 2x plus 1 supra 6x plus suma cheltuită în ziua a treia, 100 de lei, ne dă toată suma care este x. Haideți să facem amplificările. Deci prima o amplificăm cu 3 ca să aducem la același numitor, la numitorul 6. Pe 100 îl amplificăm cu 6, iar pe x tot cu 6. Dacă mulțim toată relația cu 6, obținem 3x plus x plus 600 egal cu 6x, adică 4x plus 600 egal cu 6x. Trecem x-ul în partea cealaltă, de 600 egal cu 6x minus 4x. 6x minus 4x ne dă 2x egal cu 600, de unde x egal cu 600 împărțit la 2, deci x egal cu 300. Deci Laura a avut la început 300 de lei. Să rezolvăm și altfel această problemă, și anume folosim metoda mersului invers.
Să reprezentăm suma de bani pe care o are Laura la început cu ajutorul unui segment. În prima zi cheltuiește 1 supra 2 din sumă. Deci împărțim segmentul în două segmente egale, iar un segmentel din acesta va reprezenta suma cheltuită de Laura în prima zi. I-a rămas cealaltă jumătate. A doua zi cheltuiește o treime din suma rămasă. Deci înseamnă că acest segment îl împărțim în trei părți egale, în trei segmente congruente și în a doua zi cheltuiește un segment din acesta. Iar în a treia zi cheltuiește restul de 100 de lei. Restul va reprezenta acest segment 100 de lei, care este format de fapt din două segmentele mici. Înseamnă că un segmentel mic este 100 împărțit la 2, egal cu 50 de lei. Deci aceste două segmente reprezintă 50 de lei. Acest segment reprezintă de 3 ori un segmentel mic, deci 3 ori 50 de lei, egal cu 150 de lei. Deci tot segmentul acesta este de 150 de lei, iar atunci suma totală pe care o avea Laura la început va fi 2 ori 150 egal cu 300 de lei. Deci Laura avea la început 300 de lei. Vă propunem spre rezolvare și alte exerciții care sunt în testul al șaselea de antrenament. Vă dorim succes în rezolvarea exercițiilor. Cei doi copii vă mulțumesc pentru ajutor. Iar eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!